Salutăm, dragi! Sunt Cristian Burcea CFX. Sper că ați avut un weekend excelent. Iată, în acest video vom discuta despre crossperul GPB AUD, însă până să mergem la analiza tehnică, aș vrea să reamintesc importanța disclaimer-ului în acest video. În concluzie, recomand să citiți avertismentul cu privire la riscuri din descrierea acestui video. Și mai mult de atât până să mergem pe lanza tehnică, ar trebui să reamintim că săptămâna trecută Rezerva Federală s-a confruntat cu o decizie dificilă, să mențină ratele pentru a sprijini băncii americane sau să crească rate pentru a combate inflația. În ce din urmă, Jay Paul a crescut cu 25 basis points, între timp sectorul bancar rămâne fragil, credit Suisse fiind achiziționat de, de UBS. Overall, dolarul american a avut o săptămână negativă, deoarece randamentele au scăzut în continuare. Euro este susținut de un ICB Hockey, și cel puțin momentan. Lira a urcat pe măsură ce inflația din Marea Britanie a surprins. Înregistrăm într-o valoare CPI de 10.4% over year, care a fost cu 0,5% mai mare decât cea anterioară. Banca Anglia a votat să ridice rate cu încă 25 points, așa cum era de așteptat, într-o porție de 7 la 2. Acum haideți să mergem la analiza tehnică pe GBP aud, este un crossper care nu tranacționez foarte des, însă în acest moment este în atenția mea și o să îmbărcesc cu voi motivele. În primul rând, pe gâpul aud avem un potențial, sau mai degrabă spus, nu ar potențial, avem de a face cu un inverse head and shoulder, avem un shoulder head shoulder, care acest pattern de shoulder head shoulder, practic inverse head and shoulder, este un pattern de reversal destul de puternic, cu neckline undeva în zona de 1.82.700, 1.83 mai mult de atât, am văzut acest spike sub 1.66 către 1.6 și apoi am văzut raliu agresiv și am văzut zonă de consolidare. Aici a fost și ceva trendline-uri, uh, trendline-uri care au fost sparte și hai să mergem pe un grafic de daily ca să vedem mai bine price action-ul. Dacă ne uităm la GBP AUD, după ce a reușit să se mențină peste nivelul de 1.74-1.75, a fost o zonă de consolidare de destul de mare, însă într-un final piața a făcut aici un breakdown sub 1.75 să rotunjim puțin, însă n-a avut putere să se mențină sub zonă și mai degrabă am obținut un false breakdown sub zonă și apoi vedem bullish pressure care a condus la un break din nou peste 1.75, 200 de moving average zona aceasta de spor importantă, un break peste trendline și apoi break ca pullback și retest la acea zonă și am văzut raliu către 1.79, 1.8 practic rotund. În acest moment, de la ce frate rotund, am obținut acel raliu, bullish, potențial bullish flex și apoi breakdown și daily close peste 1.82, care acea zonă de la 1.82-1.83 practic coincide și cu acel neckline de head and shoulder care le observăm mai bine pe graficul de weekly. Avem acest neckline extrem, extrem de bine definit după ce am obținut acel sell-off de la acel double top și apoi acel sell-off. Oricum, overall, am un bias bullish pe gâpubaudă atâta timp cât piața se menține peste sezon asta la 1,82, 1,83 ca să rotunjesc puțin. Aceste, aceste, linii reminder nu sunt, nu sunt zone mașe, nu, pardon, nu sunt puncte sau linii mașe, pur și simplu este o zonă. Și cât timp piața se menține peste 1.82, 1.83, buy meu este bullish și urmăresc două hype-uri, urmăresc două scenarii pe gâpul audă și o să le împărtășesc cu voi. Urmăresc, în primul rând, e să vedem un pullback către 192-7, 1.83 și un price action bullish în această zonă ca să am un entry bine finit, stop loss bine finit cu prim target și like the same, către 1.85 apoi în extensie zona de la 1.88. Zona de la 1.88 nu este o zonă care am scos-o de nicăieri, pur și simplu este o zonă, che este o zonă extrem de importantă. Dacă merg pe un grafic de daily și fac un pic de zoom out, să vede această zonă bine definită, am avut acolo un head and shoulder și apoi breakdown la acea zonă de 1.88, am avut acolo și un trendline și apoi a urmat acel slow și am urmat acel slow agresiv. Este o zonă extrem de importantă și iată atât cât piața se menține peste pragul acesta de 1.83, mă aștept ca acel next like de sens să fie atins. Dacă în oricare motiv se invaldează scenariul și o să vedem un daily close sub zonă, atunci se invaldează scenariile de long, dar momentan urmează doar scenariile de long și, repet, fie acest pullback, sau, dacă nu obținem pulbe, cum m-ar interesa aici, având în vedere ultimul price action în ultimele 3-4 zile, mi-ar plăcea să văd o zonă de consolidare și apoi să obțin un break peste 1,85 pentru poziții de long entry bine definit, tolos bine definit, structura care, care, este, care este potențial in play momentan tare către 1.88. Cam asta urmăresc pe gâpul Baudă. Bine, asta este grafic de daily pentru swing trading, însă se poate face swing trading și pe grafice de 4 ore, cei care au timp să urmărească aceste grafice din măcar din 4 în 4 ore. Pe 4 ore au fost ceva entry se putea, se putea avea, se putea avea entry din zona aceasta de 1.82. 5, 187, 183, pentru că piața ne-a oferit acele breakout pullback-uri chiar în zona cheie, se putea avea entry, sunt ele care urmăresc și aceste mișcări potențiale de break-uri la trendline line-uri, mai ales pe timeframe, ceva mai mic, dacă au o zonă și un bias și un context bine definit, aceste zone se putează să vadă mai bine. Însă, pentru cei care n-au timp să pur și simplu mai mult swing trading, cam asta aș urmări și asta recomand să se urmărească, dar totodată fiecare decizie este pe, este pe, pe propriul risc, implică riscuri și să, să fim conștienți de acest lucru. Însă eu personal urmăresc aceste două hype -uri. fie pullback către zona price action bullish pentru potențiale poziție long sau zona aceea potențială de consolidare și break peste 1.85 cu target final către 1.88. Scenariul ce ar fi doar dacă ne invalidează structura și o să vedem un breakdown sub 1.825 și atunci a se pot lua în calcul poziții short, însă n-ar fi pe placul meu dacă ar fi să shortez lira, a shorta o poate contra dolarului și nu contra dolarului australian. Va fi ca lungă până acolo să vedem, momentan bias este bullish. Bun, oameni dragi, înainte de încheiere, reminder important, dacă vreți să aveți acces complet la gratuit la cursul Trading Prime, care, care folosim strategia TTCFX, este un curs bazat mai mult pe o strategie de intraday swing, ne uităm în principal pe grace de o oră, dar avem și entry pe grace de 15 minute, este o combinație între swing trading și day trading. Puteți obține cursul complet gratuit dacă urmați pașii din această descriere. Vă interesează, ne puteți trimite un mail și o să aveți acces gratuit la curs. Iar dacă din oricare motiv nu vă interesează strategia noastră, dar pur și simplu sunteți curios să aflați mai multe păreri și opinii la webinarul săptămânal, la grafice de swing, dating și așa mai departe, atunci este posibil ca să ce fix Market Insight să fie potrivit pentru voi. Este un cost modic de aproximativ 200-250 de lei pe lună. Însă, înainte de a lua o decizie, recomand să citiți descrierea acestui serviciu, să vezi dacă serviciul de marketing site este potrivit sau nu. Peste bună este că dacă din oricare motiv nu sunteți mulțumiți, oferim money back în termen de 14 zile, în cum este un serviciu cu fără riscuri, practic, este o investiție cu risc zero. Iar pentru cei care sunt interesați de ceea ce facem la London sau New York Open, day trading-ul pe piața de futures, unde tranzacționăm cu alte tool doar în tencă clasică sau indicator clasic și acolo ne focusăm foarte mult pe market profile și pe order flow. Dacă vă această strategie, o veți găsi în cursul de day trading, unde împărtășim strategia CADROM. La fel, toate aceste detalii le găsiți pe site la secțiunea de cursuri, însă dacă vreți să vă și lucruri complet gratuite, recomand și articole de pe site, sunt mulțime de articole care poate să fie extrem de utile, să poate să aflați o informație care n-a știut-o anterior, să fie informații utile atât pentru începător cât și pentru un avansat, pentru că în acest domeniu zilnic avem ceva de învățat, chiar și după ani de experiență piața ne poate învăța câte ceva. Oricum, am dragi, cam asta a fost cu acest video, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru atenție și nu uitați, dacă aceste informații care le împărtășim cu voi le găsiți utile într-un fel sau altul, și eu și echipa mea am aprecia foarte mult dacă ne cu un like, share și subscribe. Vă urez săptămână fantastică, succes în toate și ne auzim curând!